Pe butoanele alea ca să pun, nu ți-a să scrie. Aici e buzunar? Da. Dați-mi voi, vă rog, să-mi scot. Cheile de la mașină. Ce să mai e? N-ai ce. Eventual de pe pungă. O sticla de vin. Poate, tăt. Dai să vedem unul mai doi la ce cum e. Deci noaptea de 11-2 septembrie 2012, în jurul orelor 1, în timp ce ne aflam în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Bulevardul București, zona Vama, pronto, am făcut semnal regulamentar de oprire unui autoturism Opel argintiu, condus de un cetățean de sex masculin, care se afla singur în autoturism, acesta ne oprind la semnalele agentului de poliție. S-a trecut la urmărirea acestuia, a fost imobilizat pe strada Victor Babeș. Acesta, după oprirea autoturismului, au reușit să fugă, iar după aproximativ
o jumătate de oră cu sprijinul celorlalte echipaje prezente în teren. Acesta a fost prins în curtea liceului numărul 2 de pe strada Victoriei. În urma verificărilor s-a constatat că conducătorul autoturismului este Hotic Odan, acesta fiind verificat în baza de date și figurează cu permisul reținut suspendat în urma unui accident. Știrile cele mai tari din Maramureș. Am găsit două victime, lovite de fulger, în stop. Reale, șocante și necenzurate. Hai, este, nu mai este și gata. Știrile care te vor marca zi de zi. Știrile pe care le afli mereu primul. actualmeme.ro. Mereu primii.